Eșec pentru președintele Republicii Moldova Igor Dodon. Curtea Constituțională a decis că șeful statului nu poate propune candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. În aceste condiții, Igor Dodon trebuie să aștepte identificarea unui consens între partide pentru ca legislativul să devină unul funcțional. Decizia Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Imposibilitatea întrunirii Parlamentului din cauza lipsei organului care îl convoacă presupune imposibilitatea președintelui Republicii Moldova de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. Instituția prezidențială ia act de această poziție a curții, mingea este pe filierul Parlamentului și deja ei trebuie să decidă ce fac cu organizarea internă a sa. După cât înțelegem din hotărârea curții, sau cel puțin din dispozitivul publicat, reiese partea logică că nu este posibil de a iniția procedurile. De aceea așteptăm hotărârea integrală, să vedem și motivarea curții și am să vedem cu careva completări la poziția noastră. Potrivit legislației, dacă timp de 3 luni de la data constituirii legislativului nu este votat un nou guvern, iar Parlamentul este în imposibilitate de a adopta legi, șeful statului dizolvă legislativul și anunță alegeri anticipate.